El Dorado este un termen spaniol care se traduce prin cel auriu și se referă la un oraș mitic de o mare bogăție. Menționat prima dată în secolul al XVI-lea, El Dorado a inspirat numeroase expediții, cărți și chiar filme. Se spune că acest loc legendar era situat undeva la nord de actuala Columbie, fiind accesibil doar în sezonul ploios. Locul exact rămâne necunoscut. În anul 1994, un scriitor și explorator englez, pe nume Sir Walter Raleigh, a pretins că a găsit Eldorado. Acesta a fost listat pe hărțile engleze și descris ca un loc aflat în nord, situat la o altitudine de 1550 de metri deasupra nivelului mării. Dealul este probabil cunoscut astăzi sub numele de Haragbut. Sute de oameni au căutat în zadar Eldorado, un oraș legendar despre care se spune că a fost prima civilizație avansată tehnologică. Logic din lume. Conform folclorului, orașul era făcut din aur, iar locuitorii săi se presupune că se acopereau în praf de aur. Se spunea de asemenea că dețineau multe puteri magice. Numeroase mituri și legende complexe au supraviețuit până în ziua de azi. Una dintre ele îi menționează pe Haragbut ca fiind poporul războinic destinat să protejeze pădurile antice din Amaracaerii. Astăzi, rezervația comunală a Maracaerii este locul unde se găsesc 10 comunități indigene și este considerată cea mai curată zonă din pădurea amazoniană a Peru. Cu toate acestea, datorită dimensiunii mari a acestor regiuni, activitățile ilegale continuă să fie o amenințare constantă. Deși tribul Haragbut a primit titluri de proprietate asupra terenurilor în anul 1977, poporul a permis totuși peste 18 concesiuni miniere pe teritoriul lor. Aceste operațiuni miniere și tăierile ilegale de arbori afectează grav pădurea tropicală, cu mii de hectare de arbori prețioși pierduți pentru totdeauna. Acești membri ai tribului devotați luptă pentru a pune capăt răspândirii acestor activități industriale care ar putea în timp să amenințe locurile lor sacre antice, numite amana. Amanele arată rezervația ca un testament al locuirii vechi de secole de către Harakbut. Cu siguranță, unul dintre cele mai faimoase Amane este El Rostro, fața Harakbut. Cei care cred că legendele sunt reale consideră că orașul Paititi, El Dorado și comorile sale ar putea fi găsite în provincia Madre de Dios din jungla muntoasă din sud-estul Perului. Fața Haragbut este un loc sacru în cultura Haragbut situat în rezervația comunală a Maracaerii din Madre de Dios, Peru. Acest totem monumental din piatră intrigă pe cei puțini care trec pe acolo sau îl investighează, deoarece prezintă o față umană în detaliu perfect. Fața Haragbut este un loc sacru în cultura Haragbut, situat în rezervația comunală a Maracaeri, din Madre de Dios. I se spune Incacoc. Conform indigenilor Haragbut, în limba a Maracaierii, Incacoc înseamnă fața Inca. Bătrânii Haragbut spun că există două fețe monolitice mai mari în pădure, conectate prin pasaje subterane antice care duc la un oraș ancestral imens, posibil El Dorado. Dar toți cei care știau cum să ajungă acolo au decedat, este greu de ajuns acolo. Băștina și păstrează locul în reverență. Zona este izolată și inaccesibilă și trebuie să îți faci loc prin tufișuri, mormane de pietre și noroi pentru a ajunge acolo, Luptându-te în același timp cu pume, jaguari, șerpi uriași și alte creaturi periculoase. Una dintre cele mai cunoscute povești despre El Dorado este legenda bărbatului din spatele feței Harakbut. Legenda spune că fața Haragbut era de fapt un bărbat care fusese blestemat de zei. A fost transformat într o statuie care păzea intrarea în orașul Eldorado. Se spune că bărbatul era ultimul membru rămas al sacrei populații Haragbut. Se spunea că era gardianul orașului pierdut și al comorilor sale incredibile. Mulți oameni au încercat să găsească orașul pierdut Eldorado, dar nimeni nu a avut succes. Și bărbatul din spatele feței Haragbut rămâne un mister. Unii cred că el încă se află undeva, păzind intrarea în orașul pierdut, alții cred că el a dispărut de mult, și că orașul El Dorado nu este decât o legendă.